Dela Dănilă vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la știrile amiezii. Iată principalele subiecte. Președintele Igor Dodon a convocat ședința Parlamentului pentru a demara procedura de demitere a procurorului general Eduard Harunjen. Acesta este acum internat în spital. Locomotiva trenului de pe ruta Bălți-Ungheni s-a făcut scrum într-un incendiu, iar mecanicul și asistentul lui au ajuns la spital. Pasagerii au fost evacuați la timp. Arcașii moldoveni Alexandra Mârca și Dan Olaru au câștigat medalii de argint la Cupa Mondială de tir cu arcul în proba de dublu mixt. Președintele Igor Dodon convoacă ședința legislativului pentru a demara procedura de demitere a procurorului general. Șeful statului spune că a luat această decizie întrucât Eduard Harunjen evită să-și depună demisia de onoare. În timp ce președintele țării și societatea civilă cere liberarea procurorului general din funcție, Eduard Harunjen se află în concediu de boală, fapt ce face imposibilă demiterea lui. Procurorul general este numit în funcție de președintele țării pentru un mandat de 7 ani la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, întrucât actualul procuror general a refuzat să-și prezinte benevol demisia după preluarea puterii de către alianța PSRM acum. Șeful statului spune că Eduard Harunjen va fi demis contrar voinței sale. În aceste condiții, Parlamentul Republicii Moldova se va convoca mâine în ședință pentru a iniția procedura de demisie a acestei persoane conform legislației Republicii Moldova. Imediat după efectuarea procedurilor pe dimensiunea legislativă, voi fi gata să semnez decretul de demisie a procurorului general. În timp ce legislativul ar putea iniția procedura de demitere a procurorului general, Eduard Harunjen este spitalizat în secția cardiologie a Spitalului Cancelariei de Stat. Interimatul funcției este asigurat de procurorul Igor Popa. Potrivit legislației, Eduard Harunjen nu poate fi demis pe perioada concediului de boală. Milioane de pachete de țigări produse ilegal și prejudicii imense aduse bugetelor din mai multe țări. Polițiști din 3 state sub coordonarea Europol au desfășurat o amplă operațiune de întrerupere a activității unor fabrici clandestine de țigări. Amănunte vă oferim imediat în Telejurnal. Un tren de pe ruta Bălți-Ungheni a luat foc, 80% din locomotivă fiind distrusă. Pasagerii au fost evacuați la timp, dar mecanicul și asistentul acestui au fost transportați la spital pentru că s-au intoxicat cu fum. Incidentul s-a produs în apropiere de localitatea Scumpia din raionul Fălești, la scurt timp după ce trenul a pornit din stația Ciorobcani și se deplasa spre Bălți. Au intervenit 3 echipaje de salvatori pentru a stinge flăcările și pentru a evita răspândirea focului asupra celorlalte 2 vagoane. Cauzele producerii incendiului urmează a fi stabilite. Bogdan Zumbreanu și-a dat demisia din funcția de șef al Direcției Urmărire Penală din cadrul Centrului Național Anticorupție. Informația a fost confirmată de ofițerul de presă al instituției, Angela Starinski. Zumbreanu a ocupat anterior și funcția de șef al CNA, dar a fost demis pe 8 iunie de către Parlament cu voturile deputaților, acum și PSRM. Lui s-a reproșat condamnarea țării la CEDO în mai multe dosare de rezonanță, cel mai cunoscut fiind oferta plus VS Republica Moldova, în care Chișinăul a fost obligat să achite despăgubiri de milioane de euro. Polițiști din 3 țări sub coordonarea Europol au desfășurat o amplă operațiune de întrerupere a activității unor fabrici ilegale de țigări. Mai multe persoane, printre care basarabeni, bulgari, ucraineni și polonezi, au fost reținute. Prejudiciile aduse bugetelor locale sunt imense. Ancheta a demarat în luna noiembrie 2018 într-o localitate din Polonia, unde a fost descoperită o fabrică clandestină de fabricare a țigărilor. 14 persoane au fost reținute acolo, dintre care 5 moldoveni și 9 ucraineni. În urma operațiunii au fost confiscate sute de mii de pachete de țigări contrafăcute și tone de tutun, precum și utilaje. Ulterior, polițiștii au identificat o altă linie clandestină pentru fabricarea țigaretelor contrafăcute, de această dată în Bulgaria. Potrivit datelor preliminare, aceasta este cea mai mare fabrică ilegală de producere
descoperirea țigărilor de conspirată pe teritoriul Bulgariei. Daunile aduse bugetului statului bulgar se ridică la aproape 20 de milioane de euro pe lună. Poliția a reținut 12 persoane, dintre care un basarabean, 4 bulgari și 7 ucraineni. Gruparea acționa în conspirații extreme de securitate, lucrătorii nu părăseau zona, iar accesul la atelier era limitat și controlat. Dacă le va fi demonstrată vinovăția, membrii grupului infracțional riscă până la 12 ani de închisoare. Și anul acesta avem peste 1100 de copii de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din Transnistria, din Găgăuzia, de la nord, de la sud, din Chișinău, elevii olimpici. Noi ne împrietenim foarte mult, atât cât cu prietenii din Serbia, atât și cu copiii din alte țări. Arc este aici. Arc peste timp, arc peste munți, arc peste Rut. Taberele Arc, un program tradiție ajuns la cea de-a 11-a ediție, adună copiii etnici români din comunitățile istorice și diasporă acasă în România pentru o săptămână. Despre noutățile acestei ediții și programul Arc 2019 discutăm astăzi la Obiectiv Comun. Alegerile anticipate din Grecia au fost câștigate de opoziție. Partidul Noua Democrație de centru-dreapta a obținut aproape 40% din voturi. Așa arată rezultatele preliminare după ce au fost numărate aproape 90% din voturi. Scrutinul din Grecia a fost convocat după rezultatele extrem de slabe obținute de partidul lui Tsipras la alegerile europarlamentare. Partidul de guvernământ Syriza a obținut ieri aproape 32% din voturi. Premierul Alexis Tsipras a ajuns în fruntea guvernului de la Atena în 2015 cu promisiuni că va pune capăt austerității. Noul premier va fi Kyriakos Mitsotakis, fiul unui fost premier elen ce provine dintr-o familie cu tradiție pe scena politică din Grecia. Alexis Tsipras l-a felicitat încă de aseară pentru victoria din alegeri. Donald Trump este instabil și incompetent, iar administrația pe care o conduce este ineptă. Așa descrie ambasadorul britanic de la Washington conducerea Statelor Unite în e-mailurile trimise la Londra. Presa britanică a intrat în posesia acestor mesaje secrete, iar la Londra a izbucnit un scandal de proporții. Mai mulți politicieni britanici cer deschiderea unei anchete pentru a afla cine a dat presei e-mailurile strict secrete. Kim Darroch, ambasador la Washington din 2016 și e cotat ca fiind unul dintre cei mai buni diplomați britanici. În mesajele strict confidențiale trimise la Foreign Office, el descrie în termeni duri administrația americană. Președintele american este instabil și incompetent. Informațiile privind haosul și luptele feroce care agită Casa Albă sunt în cea mai mare parte adevărate, deși Donald Trump le califică drept fake news. Totuși, considerăm că trebuie să ținem cont că Trump nu este scos din joc și există o posibilitate credibilă să câștige al doilea mandat. Foreign Office nu dezminte conținutul telegramelor diplomatice ajunse în presă. S-a limitat doar la a caracteriza drept răuvoitoare intenția celor ce au dat presei e-mailurile strict secrete. The whole job of an ambassador is to give a candid view to his government back home, in this case in London. A much more serious matter, not for the Americans, but for the United Kingdom, is who in either Whitehall or in the British Embassy in Washington was responsible for handing these documents. Mai mulți membri ai Parlamentului Britanic cer deschiderea urgentă a unei anchete pentru a afla filiera acestei scurgeri în presă. Sunt puțini cei care au acces la tipul acesta de analize făcute de un ambasador, așa că cercul de suspecți e destul de restrâns, declara un parlamentar britanic din Comisia de politică externă. Ormane de gunoaie s-au adunat din nou pe străzile Romei în plin sezon turistic, așa că autoritățile locale au emis un ordin care somează Agenția Municipală de Salubritate să strângă toate deșeurile rămase pe străzi până la sfârșitul săptămânii. Termenul ultimatumului este și mai scurt în cazul străzilor din preajma spitalelor și a piețelor alimentare, care ar trebui curățate în 48 de ore. Locuitorii capitalei italiene sunt însă sceptici că o asemenea somație ar rezolva criza. În împrejurimile Romei nu sunt suficiente centre de procesarea deșeurilor și situația s-a agravat în ultimele luni, după ce o astfel de facilitate a fost distrusă de un incendiu.
A fost ultima noapte de distracție pe litoralul românesc la festivalul Never Sea. Răsăritul de soare a marcat finalul celei de-a treia ediții. Zecile de mii de fani s-au despărțit cu greu de plaja care le-a fost ring de dans 4 zile și 4 nopți. Gianluca Vacchi, Offenbach, Cade Bostan și Lost Frequencies s-au urcat pe scenă în ultima noapte, iar spectacolele au rămas întipărite în sufletele și în mințile fanilor. La începutul serii, miile de decibeli din boxe au făcut ca muzica lui Gianluca Vacchi să atragă spectatorii în fața scenei principale. Artistul a hipnotizat pe fanii prezenți la festival. Îl apreciez că la vârsta lui știe să se distreze ca unul de-al nostru. Îi mulțumesc lui Gianluca, îl mai așteptăm în România. Față de alții din alte seri, chiar super neașteptat. Muzica lui Gianluca Vacchi a fost foarte bună, ne-a cucerit total. Mie unul chiar mi-a plăcut foarte mult. În ultima noapte a urcat pe scenă și trupa Offenbach. Melodia preferată a publicului a fost Be Mine. Cea mai tare experiență ever! Este o atmosferă superbă! Super tare! E cel mai tare festival pe care l-am văzut, pe care l-am trăit aici la Constanța. Lost Frequencies i-a făcut pe participanța Never Sea să uite de oboseala acumulată în 3 zile de distracție. Ritmurile antrenante i-au ținut pe ringul de dans până târziu în noapte. Pentru a ajunge cât mai aproape de sufletele fanilor, pe parcursul concertului, artistul a purtat tricoul naționalei de fotbal a României. După 4 zile și 4 nopți de petrecere pe malul mării, spectatorii Never Sea cu greu și-au luat rămas bun de la distracție. Au făcut mii de fotografii și au dansat cât pentru un an întreg, dar deja se gândesc la ediția Never Sea din 2020. A fost minunat tot festivalul și pare rău că se termină. Cam pare rău că la nu știu că nu pot să vin, dar în 2 ani ne întâlnim din nou. 4 zile și 4 nopți, pe cele 6 scene au urcat peste 150 de artiști care au tras peste 200.000 de oameni. În ultima seară, un bărbat de 34 de ani s-a prăbușit pe nisipul plajei și a fost găsit de un voluntar smurd. A fost resuscitat, dar fără rezultat. Cel mai probabil a suferit un infarct, iar cazul este cercetat de poliție. Complexul Orcheiul Vechi este locul pitoresc care atrage anual mii de turiști. Vizitatorii descoperă tradiții seculare, viața de la sat și bucatele delicioase după rețete vechi păstrate din generație în generație. Plăcintele coapte pe vatră sunt specialitatea casei la cea mai mare pensiune din zonă. Gospodinele coc bunătățile după rețetele păstrate de la bunici. Secretul constă în dragostea cu care sunt făcute bucatele. Plăcintă cu vișine. Am pregătit aluatul de făină, sare și puține drojdii și am lăsat puțin să o odihnit aluatul, pe urmă l-am întins. Cum cu tot trebuie să fie puțin mai slab ca de pâine. Liniștea și locurile impresionante ademenesc tot mai mulți turiști. Patronii pensiunilor au grijă ca odihna să fie una pe măsură. Străinii preferă să trăiască experiențe autentice, de aceea proprietarii de pensiuni le oferă o gamă largă de servicii. Este important, sunt importante satele Moldovei, trebuie ceva să întâmple, pentru că se deschid locuri de muncă. Să schimbă imaginea unui sat. Valorificarea turismului rural a fost posibilă și datorită susținerii financiare din partea organizațiilor internaționale. USAID a avut un rol important în îmbunătățirea condițiilor de cazare. Avem condiții mai bune. În afară de asta, chiar și publicitatea foarte mult, deci promovarea turismului rural, avem o susținere enormă. Nu avem de la nimeni așa de mult ca cum avem de la USAID. Este foarte important când știi că cineva te ajută, cineva undeva în spate te mai susține și asta moral. Te faci ca să, cu pasiune, să mergi mai departe. Anul trecut, Republica Moldova a fost vizitată de 160.000 de turiști. După Chișinău, târgul universităților din România s-a mutat la Bălți și Cahul. Zeci de absolvenți care doresc să studieze la una din instituțiile de învățământ superior de peste Prut s-au arătat foarte interesați să afle mai multe despre condițiile de admitere. Absolvenții care au venit la târg spun că vor să-și facă studiile în România convinși, fiindcă acolo vor avea mai multe oportunități de a-și construi o carieră. Cred că sunt mai multe oportunități decât în Republica Moldova, chiar și în privința studiilor, dar și în privința căminilor, în privința lucrului care vine după universitate. Mă gândesc că în România avem un viitor mai bun.
Eu consider, pur și simplu, că Basarabia este o parte din România care a fost mai înainte, pur și simplu, ruptă. Am vrut diploma europeană, desigur că sunt foarte interesantă de asta. Și desigur că studii de peste hotare au o importanță, consider că mai mare decât ale noastre. De ce alegi studiile? Pentru că cred că vor fi mai bune în comparație cu studiile din Republica Moldova. Ce te interesează? Medicină. Tinerii absolvenți au aflat cum e să fii student în România, stând de vorbă cu profesori universitari sau chiar studenți basarabeni care își fac studiile peste Prut. Astăzi avem alături de noi 18 centre universitare reprezentate de 16 ONG-uri. Anul acesta ne bucurăm foarte mult pentru că din anumite orașe au venit și profesori ca să susțină și să promoveze cumva oferta de învățământ din România. Am discutat cu câțiva dintre viitorii aplicanți, sunt foarte interesați de domeniul economie, drept, IT și anul acesta ne bucură foarte mult că au început să caute nu doar domeniile care erau clișee până acum, dar au început cumva să se orienteze și spre turism și spre alte domenii care până acum nu erau accesate. La rândul lor, voluntarii au oferit informații absolvenților despre avantajele studiilor în universitățile din România, despre actele necesare pentru admitere sau condițiile din cămine. Universitatea noastră are 11 facultăți pe aproape toate domeniile inginerești. Pentru două din aceste facultăți se dă examen de admitere, respectiv pentru cea de arhitectură, se dă probă de desen. Au venit cu oferte din diferite facultăți, diferite domenii, specializări, cum ar fi facultatea de mine, de științe economice sau inginerie mecanică și electrică. Avem multe facilități, cum ar fi Erasmus, burse de merit, cămine gratuite. Târgul este organizat de Federația Tinerilor Români de Pretutindeni. Arcașii moldoveni Alexandra Mârca și Dan Olaru au cucerit medalii de argint la Cupa Mondială de tir cu arc în proba de dublu mixt. Cei doi au trecut în semifinale de echipa Italiei, scor 5-1. Alexandra și Dan au pierdut în finală în fața sud-coreenilor cu scorul de 2-6. Arcașii din Republica Moldova mai au în palmares un titlu european câștigat în 2016 la aceeași probă. Competiția de la Berlin este a patra etapă din Cupa Mondială de tir cu arcul. A cincea și ultima se va desfășura în perioada 6-7 septembrie la Moscova. Of Moldova collect the silver medal and their Berlin Bears. Doamnelor, domnilor, cam atât pentru această oră. Cu mai multe informații, vă aștept și la telejurnalul de la 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Stella Danilă și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare. Pe curând!